Bună, draga mea. Sunt Luna Ala. Începând cu 23 aprilie, Luna 9 va fi în semnul Taurului alături de Uranus. În această zi, sub presiunea factorilor externi, poți avea idei interesante și promițătoare pentru crearea unei surse principale sau suplimentare de venit. Este probabilă o schimbare accentuată a condițiilor meteorologice. În domeniul sănătății, sunt sensibile și au nevoie de atenție persoanele care au afecțiuni ce implică corzile vocale, glanda tiroidă, amigdalele, mărul lui Adam. Este timpul să te bucuri de plăcerile simple și fizice ale vieții, să savurezi mâncare bună și să te bucuri de activități care te aduc în legătura cu natura. Este timpul să te oprești și să miroși florile și să devii mai conștientă de ceea ce te face să te simți confortabil și în siguranță. Este timpul să faci niște planuri solide, dar realiste și să pregătești scena pentru a obține recompensele din noile tale începuturi, cât de puține sau mari ar fi acestea. Din 25 aprilie Pluton se întoarce în semnul Capricornului. A restabili pe deplin ce a fost distrus nu se va reuși. Pe deasupra te vei convinge că ai fost manipulată prin teamă, frică. Horoscopul pentru fiecare zodie, în format scris, îl găsești pe situl meu, astrograma.pro La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!